Grădinița numărul 1 din satul Costești, raionul Ialoveni, frecventată de peste 140 de copii, riscă să fie închisă dacă nu vor fi găsiți bani pentru finalizarea lucrărilor de reparație capitală. În prezent, administrația locală lucrează la modificarea proiectului vechi de reconstrucție pentru a-l aduce în concordanță cu costurile actuale, astfel încât să poată fi depus pentru finanțare în cadrul programului Satului European. Grădinița Andrieș din satul Costești a fost construită în anul 1981. De atunci, clădirea nu a mai fost reparată capital. În ultimii ani, acoperișul a început să curgă, pe pereți a format mucegai, iar sistemul de încălzire s-a uzat complet. Permanent schimbăm câte un calorifer când este necesar țavă, adică facem așa reparații curente ca să putem activa. Este nevoie ca să termoizolăm pereții, fiindcă se fac multe cheltuieli pentru energie. Altfel rămâne ca să steze activitatea instituției și copiii să nu aibă unde merge. Instituția frecventată de peste 140 de copii dispune de 7 săli de grupă. Dar ne dorim să fie condiții mai bune pentru copiii noștri. Trebuie de făcut ceva, să fie frumos și cald în grupe. Cu noua reparație deja e să fie mai bine. Educatorii sunt foarte grijulii. E foarte important ca copiii să stai într-o ambianță plăcută. Să fie mobilier, să fie un acoperiș bun. Instituția are un proiect de reconstrucție capitală elaborat acum 4 ani pe care ar dori să-l depună la programul Satul European, însă bugetul ar trebui ajustat la recentele scumpiri, spune primarul localității. Proiectul dat este 3.600.000 în prețurile vechi. Deci, la moment se efectuează lucrările, avem cheltuieli de 900.000, mai departe sunt efectuate lucrările, practic îndătorii. Sperăm că o să înaintăm proiectul și o să mergem cu lucrările mai departe. Satul Costești, cu peste 14.000 de locuitori, are 5 grădinițe care sunt frecventate de peste 500 de copii. Instituțiile preșcolare au o insuficiență de peste 200 de locuri.